Deschiderea sezonului la Cules de Ciuperci a deschis și seria cazurilor de intoxicație acută cu ciuperci. Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Zalău, Codruța Pușcaș, în acest weekend au ajuns la unitatea de primire a urgențelor cu intoxicație acută cu ciuperci două persoane, un bărbat de 36 de ani din localitatea Cheud și o femeie de 54 de ani din Zalău. Ambii pacienți sunt internați și acum pe secția de interne a spitalului. Deși nu a fost o vreme prea bună pentru ieșirea iarbă verde, numai puțin de 9 sălăjeni au reușit să se aleagă și în acest weekend cu plagă prin în înțepătură de căpușă. Ei au fost scăpați în unitatea de primire a urgențelor de temuta insecte și vor trebui să urmeze un tratament profilactic cu antibiotic. Niciunul nu a necesitat internare.